cum ni se cuvine nouă, creștinilor care purtăm numele unor sfinți din calendar, să prăznuim ziua numelui. Când este sfântul căruia îi porți numele, să te duci la biserică, să asculți sfânta liturghie, să te împărtășești dacă e spovedit. Dacă poți, fă o leacă de pomană la tine acasă, la câteva suflete amărâte. Vine o bătrână la mine nu de mult. Părinte, scrie acolo. Ce să pun, mătușă? Pune pe Ghiță, pe Costicuță, pe Tincuța, pe Neluțu. Mătușă, hei, unde ai găsit tu nume de sfinți de ăștia? Eu am îmbătrânit în mănăstire și de sfântul Ghiță n-am auzit. Unde ai găsit pe sfântul Costicuță? În calendar nu-i, în prolog nu-i, în minei nu-i, în penticostar nu-i, în triod nu-i. De unde l-ai scos? Nu, nu, așa-i cheamă. Fugi, mătușă, de aici îți bagi joc de slujbele bisericii. Nu Ghiță, ci Gheorghe l-a chemat. Nu Costicuță, ci Constantin. Că sfântul Costicuță nu există, sau Costăchel, sau Costache, sau cum îi zici tu acasă. Și sfânta Tincuța. N-am auzit de când sunt de sfânta Tincuța, sau Catrina, sau Catinca. Sfânta Ecaterina, marea muceniță fică de împărat. I-am văzut sfintele moaște la muntele Sinai, în sicriu de aur. Așa când veniți cu pomenic să nu puneți nume de acestea că vă bate joc de sfințul lui Dumnezeu. Cum să scriu eu așa, că trebuie să scot părticele? Părticica nu o pot scoate decât pentru nume ortodox, să știți. Eu vă spun, nu mă interesează că aveți ciudă pe mine. Eu sunt un putregai bătrân. Mâine sunt în groapă, dar să nu ziceți că n-ați auzit și nu v-am spus. Se pot pune două nume la botez, părinte? Nu se pot pune două nume la botez în veac. Numai unul și ortodox. Niciodată să nu puneți două nume la copii. Unul și ortodox, că părticica este pentru un suflet, nu pentru două. Așa este. Mâncava raiul să vă mănânce. Așa să vă văd în rai, mamă, pe toți, pe toți, Doamne ferește, unul să nu rămână la munci. Toți să vă bucurați în grădinile raiului, toți, mamă. Dacă aș avea eu un sac mare să vă pun într-un sac, să vă pot să vă dau drumul în grădinile raiului, acolo. Știți voi cât de frumos este acolo? Vai de mine! Auzi ce spune Apostolul Pavel. Cele ce cu ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Aceasta a pregătit Dumnezeu celor ce se tem de El și îl iubesc pe El.